sfârșit. Alon! Dacă vii înapoi! Sarostoc! Eu sunt Lucreția Totu și astăzi vă prezint totul despre epilatul rural. Așa după cum bine știți, și la țară fetele au grijă să scape de podoaba capilară în exces, care de obicei e în zona asta, e așa neacerni. Păpticioare! Bine că mai sunt și de alea care au sub braț codiță, care e așa le și când. Țuce-vă lelea, fetiță, că aveți sub braț codiță! Prima! Zice că-i... Zice că râde lumea de mine, că zice că... Când mă așez așa, mi se vede mânța, pe dacă îmi dragă nu se vadă, că doar rămâi că acolo... Hai, ce-ți zice? Mere, zice, întrebi! Gata, așa, no, deci prima epilare! Eu pe cel mi-am lăsat pe trejei mai mari, ca să se vadă foarte bine la cameră, să vă ies de amplific. De prima epilare, e epilarea cu cocean. Ia-i frumos cocianul, nu dai cu nicio cremă, nimica, că după aia-ți fuge, ca la pilă. Dacă ai dat cu ulei de pilă, ți s-o dus pila. Ia și Ani, și-a pe freci. Vezi cum se duce, ia Ani. No, și-a pe după aia, după ce te-ai zărea, bine te dai cu niște spini, ca să nu te piște. Cu secera! Asta e atâta de bună, că te pilezi până la uscuie. Fii atent, prinzi de la rădăcină, de unde vrei tu. Și dai frumos în sus, în răspă. Și pe unde vrei, dacă vrei și inghinal, acolo e o țără mai greu. Că inghinal, forma asta nu e așa bună. Și pentru aia sunt niște cosoare. Așa mai micuț, cu lama, așa mai micuț o țără. Și aia mere și inghinal acolo. Da, acolo pentru braziliani de regulă îți va arăt de o altă metodă. Așa zisă metodă a preoteasei. Aia cum îi dragi, Leli. Aia e cu lumânări. Îi cu ceară de la lumânari, de la sfintele lumânări, că nu trebuie risipite tăte că le pui în biserică acolo pentru vii și pentru morți. Sunt e pentru vii, pentru morți și pentru doamna preoteasă ca să se epileze. Da, așa cum vă spunea Iania, lumânare de la biserică. Trebuie să suflă o țără și să ia frumos de așa. Epilarea cu hârtie de mușchi. Știți că la țară când e vară vin mușchile și apoi să târnă fel de fel de... E hârtie de alea așa cu lipici pe ele. No, alea nu se aruncă. Se curăță de mușchi, bine? Și după aia se înfășoară pe picioare. Vă arăt de-am unii. Asta e așa, asta e hârtia de mușchi. Vedeți? No, fiți atenți cum se face. Mă dă unicării, dar vă arăt mașon. Se pune așa în ea. No. Deci pui unde vrei să dai jos piluzitatea și după stai! Pec, 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 pec. Așa. Următoarea metodă e epilare, epilarea cu scoci. De fapt... E să spune epileală. Știi cum? Iai o gură de scoci, gata cu durerea, gata cu epileala. Epilarea măcelarului. Se face exact ca de Ignat la tăiatul porcului. Pregătește cioarele unde vrei să te epilezi. Iai un praf de fân și pui frumos așa în împrăștie. Frumos, exact ca pe porc. Și după ce ai spus frumos pe unde vrei să scapi de păr, și dai foc. Trebuie să iau la revedere de patru mătru. Nu se știe dacă după aia mai vorbim. Poate vă întrebați dacă e periculos. Dacă nu tragi fum în piept, nu e așa periculos.